Bună ziua și bine v-am găsit! Așa îi spunem la nenea care ne urmăresc. Astăzi vă voi prezenta rețeta aceea pentru a stropi ramele, indiferent că ele sunt vechi sau noi. Important este să dezinfectăm. Și ce folosesc? Eu folosesc o găleată de 10 litri, are și capac. Și prima dată voi prepara prealabil siropul acesta de zahăr, avem nevoie de 4 kg și vom introduce prima dată 4 kg de zahăr. Uitați! Toatele trebuie să le pui acolo, aici. Nu-i de râs aici. Aici ai, le pune ai tati. Zis? Da, aici le pune. Și tu o să amesteci, da? Punem apă și tu amesteci. Punem apă cât să... La deanghetate și de lăsăm, toate. Da, cât să lăsăm loc pentru o litră de mixură pe care o vom prepara. Mai este una. Mai este una. O golesc toată. Toată o golim. Așa, 4 kg și completăm cu apă. Punem apă, tati, acum. Dar din ce ai făcut? Eu folosesc apă caldă. La jumătate. Din ce ai făcut tărie? Zahărul din zahăr, tăi ai grijă. Dar cine folosește asta? Nu folosim aia, folosim lingura să amestecăm acum. Să iau lingura asta. Lingura ce? Aia mare iau, tăi, aia mare. Asta vreau. Amestecă cu aia. Bun, urmă până amestecă Andrei acolo, vom face mixura. Mixura conține... Uite! Zita. De unde vine porcăria? Nu e porcărie, e ceva din zahăr. Stai că-l ia tata. Nu e... E așchie ceva. E oație. Așchie. Bun. Ce folosim la mixură și cum o preparăm? Deci... E din ciocolata. Nu uitate ciocolata. Bun, la mixură facem așa. Avem lemongras. Deci lemongras avem aici, punem 4 picături. Opa, aici voi folosi 4 picături, dar prima dată să măsor cimbrișorul. Ia să... Are zahăr? Are zahăr, tati. Ăla-i se poate, tati. Ăla-i avem aici cimbrișor. Aici zahărul. O să-i scoatem dopul. E zahăr, tot amestecă bine. Să se topească. Se topează tot? Da. Îl desfacem dopul la ulei esențial. Pot să punem cu oața? Pot? Nu, tati, nu punem cu ăla. Cu ăla măsurăm altceva. Ce? O să vezi. Pot să pun eu așa, așa o să pun. Deci, avem aici lemongras. Pot să pun eu punem 4 picături. Una, două, trei. Pot să pun și patru eu. Și gata. Pot să pun și eu una. Nu poți pui, tati, să pui tu, că trebuie măsurate. Bun, am măsurat lemongrasul, deci 4 picături, nu mai mult. Uite, ăla-i zahăr. E zahăr. Din ce ai făcut? Din zahăr? Da. Ia să văd, o să pun de aici cimbrișor. Da, tati. Ia să văd. Ha, ia-i. Să măsurăm. Poți să pun eu acolo. 2 ml de cimbrișor. Cimbrișor avem aici. Poți să pun eu una. Nu poți, mă, puiule.
Dar vreau una. Eu știu că tu vrei, dar nu vrei. Stai să vadă nenea. Du-te în partea alaltă și amestecă, că nu ne vede nenea. Și după aceea te lasă tati să bași tu, da? Deci avem 2 ml de cimbrișor. Nu te amestecă, că nu se topește zahărul cu el. Dă-te mai departe, nenea. Da. Așa. Am băgat cimbrișorul. Deci 4 picături de lemon, până aici 2 ml de cimbrișor. Acum urmează titriu. Să punem și titri. Aici avem trusa de uleiuri esențiale. La titri avem 10 ml de pus. Și aici avem o gradație. Până la 10 ml și o voi folosi pe aceasta. De bâță, e zahăr. Amestecă tate acolo, că nu se topește zahăr. Dacă nu, cum papa albinuțile, dacă tu nu amesteci acolo zahărul. Nu pune mâna acolo, că te îndulcești. Amestecă. Cum amestecă? Arată-i lui nenea cum se amestecă, că tu aia acum te vede nenea cum lucrezi tu acolo. Și să te laude, aia ce băiat cu minte și cum lucrează băiatul. Da? Hei, nenea, trebuie să iei apă. Te iei apă, nenea nu bea apă. Bun. Pentru albinuțe iețe. Da, pentru albinuțe. Acum măsurăm 10 ml de teatri. Hei. Trebuie să iei o ingură din casă ca să pun puțin bun. Apă. Am pus aici. Așa, nu e așa. În blender. Bun, deci atâta conține. Până aici am pus 4 picături lemon, 2 ml cimbrișor și 10 ml titri. Bun, închidem trusa cu uleiuri esențiale. După aia merge apoi la bine. Punem în loc sigur la înălțime să n-ajungă Andrei, nu? Așa, tati? Și dăm drumul la blender. Mai e zahărul? Amestecă, tati, amestecă. Nu mai uite ce faci pe mânuță. Lasă acolo lingura și amestecă frumos. Na, acum tati dă drumul la blender. Ia zic, ce frică de blender? Mm-mm. Nu? Așa? Bune lui nenea e frică de blender. Întreabă. Nenea e frică de blenderul ăla vechi. Acolo te uiți la telefon și spui, întrebi, că el te aude. Bun. Dăm drumul la blender și blendăm aproximativ 5 minute, care punem un pic de pauză și după aia revenim. Iată, dăm drumul.